Dacă vreți o concluzie a acestei tască, din punctul meu de vedere, sau oftica degeaba, dacă ar fi fost să fie pe drept și întrebările ar fi fost tendențioase sau ar fi vrut să scoată la iveală mult rău din anumite situații și de la anumite cupluri, eu vă spun că cel puțin la Mihai și la Hatice ar fi avut N întrebări răutăcioase și anume despre trecutul lui Hatice, despre faptul că Hatice de câte ori a intrat o fată în casă, efectiv l-a terorizat pe Mihai cu tot felul de reacții, cu tot felul de întrebări și așa mai departe, țineți minte, adică e puțin spus te simți sub apuc. <gânt> e ceva, nu știu, într-un mod foarte elegant și foarte frumos. Faptul că ei s-au atacat și că au vrut încă o dată să o scoată pe Maria vinovată că vezi doamne ea a pus o întrebare nu știu ce sau că datorită prieteniilor din casă pe care le are Cătălina cu fetele ei au câștigat este total eronat din punctul meu de vedere la Mihai și la Hatice ar fi fost foai de capul meu numai eu am cel puțin 10 întrebări extrem de tendențioase și care ar fi putut să, să facă gaură cumva în cuplul lor la Diana și Dani ar fi putut să fie niște întrebări mult mai dure și. Nu știu, să la fel, să-i scoată un pic din, din, din mersul lor, din parcursul lor în această competiție. La fel, Simona și Andrei, întrebările au fost extrem de pertinente, au fost datorită reacțiilor din casă, datorită acțiunilor lor. La fel, deci, sincer, eu îi aplaud pe cei care au, au formulat aceste întrebări, de ce efectiv, toate au fost menite cuplului și evoluției lui în casă. Dacă Vlad și Cătălina nu s-au bășcălit ca la ușa cortului, nu s-au umilit, nu s-au înjurat, nu s-au certat datorită scrisorilor, a geloziei, etc., etc., normal că nu aveau ce să-i întrebe. Adică i-au întrebat fix despre evoluția lor din casa Mireasa cea mai tendențioasă întrebare care ar fi putut să-i adreseze Cătăline a fost cea în legătură cu Mihai, iar fata a răspuns scurt și la obiect. Nu cred că ne-am fi potrivit niciodată. După ce am ajuns să-l cunosc, mi-am dat seama că nu suntem compatibili de niciun fel. Vlad este Vlad, Mihai este Mihai. Mai mult de atât ce ar fi putut să răspundă fata. Ea chiar a răspuns și a vorbit despre Mihai la un mod extrem de lejer. Nu ca alții, vezi, doamne, nu există niciun bărbat pe lumea asta, deși au avut ochii dulci cu mai mulți. Așa că degeaba s-au ofticat. Singura remarcă care o am de făcut este la adresa Dima Sabrina. Nu știu cine a formulat acea întrebare, nu mi-amintesc cea în legătură cu fosta relație a Sabrinei. Acolo mi s-a părut o întrebare nepotrivită, mi s-a părut că este scoasă în evidență fix ca să destabilizeze un pic cuplul și acolo nu am fost de acord. În rest, toate întrebările au fost extrem de pertinente, nu au fost cu răutate. Vă spuneam, dacă s-ar fi vrut să fie cu răutate, ar fi putut să fie niște întrebări mult mai dure și mult mai directe și cred că ar fi fost un adevărat haos în casă. Dar, din punctul meu de vedere, eu cred că chiar au acționat corect. Degeaba încearcă să scoată vinovații. Bravo jurnaliștilor! Și aici mă refer la toată echipa. Este adevărat că Vla și Cătălin au avut cel mai frumos parcurs de până acum și că ar fi meritat câștigul acestui task. M-am bucurat pentru ei și am fost fericită să văd că, totuși, au fost exact așa cum mă așteptam. Bravo, vă felicitări!